Ucrainenii acuză armata Rusiei de terorism nuclear după acțiunile întreprinse la depozitul nuclear de la Cernobâl. Imediat ce au ocupat zona, rușii au trecut cu un convoi imens de tancuri și tehnică militară prin pădurea Roșie, unul dintre cele mai radioactive locuri de pe pământ. Au ridicat în atmosferă o cantitate imensă de praf radioactiv acolo și nu a fost singura inconștiență a trupelor rusești. Soldații au săpat și tranșee în pădurea Roșie, zona în care nici măcar angajații de la Cernobâl nu au voie să pătrundă. Ce spun acum responsabilii de securitate pentru securitatea nucleară, aflăm din reportajul următor. Приближение тяжелой техники и наставление стволов на сам ядерный объект. Такого не было предусмотрено ни одной угрозой. Да, она была гипотетическая, но это в условиях войны. Всеми международными договоренностями, всем нету такой угрозы. Она может быть, но ее не должны ни одно государство допускать. Поэтому я рассматриваю захват двух наших атомных станций, это как акт ядерного терроризма. Proaspăt eliberați de sub ocupație rusească, angajații centralei nucleare de la Cernobâl spun că au scăpat ca prin urechile acului. Au fost forțați timp de aproape o lună sub amenințarea armelor să lucreze non-stop. Dormeau cu rândul pe birouri doar câteva ore pe noapte și primeau mâncare doar de două ori pe zi. Были многочасовые переговоры с руководителями захвата по обеспечению прав персонала Чернобыльской АЭС. Что нужно было перемещаться по объекту для выполнения своих должностных обязанностей. Dând dovadă de curaj, personalul centralei i-a ținut la distanță pe soldații ruși de zonele cele mai expuse la radiații. Pericolul cel mai mare era însă cel al forțelor militare numeroase prezente în zona de excluziune. Săptămâni întregi, centrala s-a aflat în pragul dezastrului. Their tanks were very close to the station, their planes were above the station and all the weapon it was very dangerous to act in this way. Mulți militari ruși au furat obiecte extrem de radioactive în momentul retragerii, inclusiv tacâmuri și cafetiere, iar așa numita pădure roșie, una dintre cele mai periculoase zone de pe pământ din cauza radiațiilor, rușii au săpat tranșee și au construit centre de comandă. Experții sunt de părere că mii de militari ruși au fost expuși la radiații și vor avea probleme grave de sănătate. Unii dintre ei chiar vor muri, mai spun specialiștii.